Situația lui Bănel Nicoliță, ai văzut-o, e plecat, a confirmat și soția lui ceea ce a scris DCB Rădulescu în ProSport în urmă cu ceva timp. E prin Mexic, nu se știe exact ce face. Cum e posibil ca un jucător care a fost la acest nivel să ajungă să se ducă? Și un jucător despre care eu n-am auzit pe cineva să zică ceva urât de Bănel. Un jucător care a avut o viață sportivă, a fost un exemplu incredibil. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Eu poate știu așa un pic despre Bănel. El, la un moment dat, după ce a terminat cu cariera de fotbalist, a avut și el probabil ceva bani deoparte și a încercat să facă o treabă pe la Făurei. Da. La Făurei, Liga a treia, am înțeles că n-a avut susținere de nicăieri. Au fost banii lui și... Dacă tot dai, se duc, s-or fi dus banii la și... Da. Într-o încercare nobilă. Dar el a încercat să ridice, să facă ceva la Făurei acolo. Să aducă echipa din Liga 3, chiar juca la un meci și am fost și eu la un meci, da, la o echipă Mostiștea, Ulm, care s-a desfințat. Da, da, și am fost secund și jucător acolo. Și da, am jucat contra lui. Condiții bune. Da, da. Și am jucat contra lui și îi mânca pe aia pe acolo, din teren. Da, a vrut să facă ceva în zonă și probabil s-au dus finanțele și acum de într-un colț în altul și a preferat decât să facă rușine pe aici, prin România, să râdă lumea de el, pentru că, practic, așa fac oamenii pe aici, prin România. Dacă nu mai ai bani, deja nu mai ești, nu mai ai valoare. Nu mai contezi. Nu mai ai valoare. Eu cred că ar merita o mână de la oricine din România. Dar tu n-ai văzut ce a zis soția, fosta soție, a spus, domne, n-am ce să vorbesc rău de el, pentru că sună copiii, trimite bani periodic. Cum necum, nu știu ce face, de unde face, primul lucru pe care face este să trimită bani copiilor, sună copiii, deci n-am ce să reproșez. Am văzut că Gigi a zis că o să-l sune și poate eu știu. A zis că nu prea îl interesează, dar mă rog, aveți reacția lui Gigi pe care legat de cazul lui Bănel Nicoliță în activitate pe prost.